Rezultatele obținute de PNL în municipiul Hunedoara scot la suprafață un adevăr cunoscut de toată lumea, însă neacceptat de conducerea județeană a PNL, considerată chiar de către unii liberali, vinovată de declinul vertiginos al partidului. Organizația municipală a PNL a rămas doar o umbră a ceea ce a fost odată, fiind surclasată ca voturi obținute de AUR, partid tânăr pe eșichierul politic românesc, comparativ cu istoricul PNL. În municipiul Hunedoara, doar socialdemocratul Dan Bobăuțanu a obținut aproape 83% din voturile locuitorilor, în timp ce Petre German, candidatul PNL, un rușinos 6,52%. Hunedorenii i-au asigurat primarului Dan Bobăuțanu un mandat liniștit din punct de vedere al Consiliului Local. Cu 61,56% voturi obținute, PSD are în Consiliul Local Hunedoara 15 consilieri. PNL a fost surclasat la acest capitol din punct de vedere al numărului de voturi de AUR, care a obținut 2 mandate de consilier local. Tot 2 a obținut și PNL, dar jumătate față de numărul actual, cu 1,64% mai puține voturi decât AUR. În Consiliul Local Hunedoara au intrat și 2 consilieri UDMR.